Cu ajutorul Bunului Dumnezeu continuăm să studiem din Cartea Sfântă, astăzi lecția Întrebări pentru păcătoși. Cei din poporul Domnului sunt sfinți, chemați să fie sfinți, dar orice cercetare ne va face bine, pentru că știți, spune Scriptura, păcatul se strecoară foarte lesne. Și este bine să fim vegheatori. De aceea cred că se ruga David, citesc din Psalmul 19, cu cuvinte care e bine să fie cuprinse și în rugăciunile noastre. Cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință? Era o întrebare pentru sine. Și urmează cuvinte adresate lui Dumnezeu. Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. La rândul lui, Apostolul Pavel îndemna a doua epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetul 5. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă cercați-vă. Vă propun să facem și noi o operație de cercetare a stării noastre spirituale. Amintiți-vă că și Domnul și-a provocat ucenicii, doar știa de la început cine este Iuda, de ce i-a mai lăsat să se întrebe fiecare, oare nu sunt eu? Iar în cazul constatării și vrem să recunoaștem păcatul, Scripturile ne prezintă metodele corecte de vindecare deplină. Nici o carte nu identifică păcatul ca Biblia, dar de asemenea nici o carte nu are tratament de restabilire deplină și definitivă a sănătății spirituale ca Scriptura. În privința aceasta citim din Isaia capitolul 1, acolo unde Domnul identifică prin proroc păcatul cu boala. Citim din capitolul 1, versetul 6. Din tălpân creștet nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi și carne vie, nestoarse, nelegate și nealinate cu un de lemn. Și iată tratamentul de la versetul 16. Spălați-vă, deși curățiți-vă, luați dinainte ochilor mei faptele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele, căutați dreptate, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul. Se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Deci Dumnezeu are tratament. Fie prin ascultare, cum scrie aici în continuare, de veți voi și veți asculta, fie prin diferite pedepse pe care Dumnezeu le aplică, tot cu scop educativ, de însănătoșire. Așa cum scrie aici, în versetul 27, Sionul va fi mântuit prin judecat. Versetul 28, dar pieirea va atinge pe toți cei răzvrătiți și păcătoși. Deci iată că pierzarea nu-i pentru păcătoși, numai pentru răzvrătiți și păcătoși, adică pentru cei ce nu vor să urmeze tratamentul dat de Dumnezeu în vederea însănătoșirii, a dobândirii sfințeniei lui Dumnezeu. După părerea unora, este mai greu să te scapi de păcate mari. Alții cred că sunt mai periculoase păcatele mici, multe și ascunse. Ofni s-au dus două femei, prima a intrat la spovedanie cea cu un păcat mare, care o apăsa, plângea, de-abia putea să spună și până să vorbească el cu a doua, o trimite pe prima să caute un bolovan care îl vede mai mare pe câmpul din jur și să-l aducă. Între timp, a doua spune, atâtea am, nici nu știu cu ce să încep. O trimite și pe ea să-și umplă traista de pietricele, da? Să caute care sunt mai mici de pe câmpul din jur.
Iată că sosea cea din tâi cu bolovanul, de-abia a apucat să-l lase jos, era greu, s-a așezat pe el. Și în final sfatul lui a fost, duceți-vă și puneți-le înapoi, fiecare de unde le-ați luat. Și acum bolovanul a știut evident că unde este, doar lăsase o groapă în urmă. Cealaltă s-a întors obosită și a zis, nu mai știu de unde le-am luat, doar mi-a spus să le aleg pe cele mai mici. Sub această imagine ar fi mai greu să te scapi de cele mici. Numai că, părerea mea că în jurul unui bolovan mare se găsește și petricele mici. Adică puțin probabil cineva să aibă un păcat mare și să n-aibă mici. Cu asta vreau să spun că păcatele, fie bolovan de mărimea unei stânci, fie petricele granulate ca nisipul, toate au nevoie să fie duse în marea lui Dumnezeu, aceea mare a uitării, și în viața noastră să rămână numai pământ roditor și Domnul să facă să crească roadele neprihănirii noastre. Iată câteva întrebări pentru păcătoși. Vedeți dacă vă privesc. Și eu pe parcursul a ceea ce vă spun, mă cercetez deopotrivă. O primă întrebare generală. Crezi că poți să-L înșel pe Dumnezeu și păcatul să rămână ascuns? Păcatul nu trece neobservat și nu se prescrie. Nu există termen, vreme după care păcatul să se uite. Au fost oameni care au murit cu 4-5 mii de ani în urmă și dosarele vieților nu s-au învechit, sunt la fel de actuale pe rol la tribunalul lui Dumnezeu. De aceea a spus Dumnezeu, citesc din Exod capitolul 34, că El este bun și nu pedepsește, dar este specific faptul de a nu scăpa din vedere păcatul și de a nu-l achita din oficiu pe păcătos. Exod 34, versetele 6-7. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul. Există soluție pentru păcat, cum spuneam, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Asta nu face, cu toată dragostea, bunătatea și îndelungare răbdare. Păcatul rămâne evidențiat ca păcat. Nu se grăbește să-l pedepsești. Are soluții pentru rezolvarea situației, dar nu-l șterge așa din oficiu. Asta nu o face. De aceea, toți cei care au păcate trebuie să fie conștientizați. Așa cum vă citesc din cartea profetului Isaia, capitolul 33, că stând înaintea lui Dumnezeu, având de a face cu un asemenea Dumnezeu, câtă vreme păcatul nu e ispășit, nu iertat, figurează acolo. 33:14. Păcătoșii sunt îngroziți în Sion. Un tremur a apucat pe cei nelegiuiți care zic, cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Și niște flăcări veșnice amenință în permanență păcatul. De aceea să nu minimalizăm niciun păcat. Scriptura spune 1 Petru, capitolul 4, versetul 17, că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, cum? Dacă e neprihănit, de ce ia nevoie scăparea lui? Fiindcă nu este niciun om neprihănit perfect. Greșim în multe feluri, zice Iacov, în vorbire, în gândire, în privire, în felul în care analizăm o situație. Prin omisiunile noastre nu facem un bine, nu dăm un sfat, nu efectuăm o vizită. Și toate acestea sunt notate la Dumnezeu.
De aceea, să ne amintim ce scria Apostolul Pavel în Roman, capitolul 2, vorbind despre stările de păcat și atitudinea pe care Dumnezeu o are față de ele, față de toate păcatele. Roman, capitolul 2, versetul 3. Citesc doar partea finală, care este o întrebare. Pentru că noi avem în seara asta un interrogatoriu. Și tu crezi că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Nu ne gândim numai la judecata aceea de apoi. Dumnezeu se judecă cu noi și aici. Dar gândind la orice păcat care l-am comis, credem că se uită, se pierde, scăpăm fără să fie analizat? Nu. Orice păcat trebuie să ajungă la cel puțin o judecată. Ne putem judeca aici, pocăindu-ne, putem fi judecați de Domnul fiind pedepsiți, putem fi judecați de adunare, disciplinând pe cineva, sau putem fi judecați la judecata de apoi. Nu există păcat care trece neobservat, care nu trebuie analizat și decis. Cine plătește? Cum se va suporta pedeapsa? Vreau să observ acum câteva întrebări anchetă a unui Dumnezeu care cunoaște păcatul din faza de ispită și până la efectele și extensiile lui de durat. Iată ce scrie în Evrei, capitolul 4, asta ca să fim cu atât mai mult conștienți, fie că gândim, fie că suntem în fața computerului sau cu telefonul la ureche, dar singuri. Evrei 4 cu 12 și 13, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și în această seară ne va identifica toate ascunzișurile ființei noastre. Versetul 13, nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Și în mod deosebit noi credincioșii avem a face cu Dumnezeu. Vreau să luăm câteva întrebări pe parcursul Bibliei, pornim din Genesa capitolul 4, unde Dumnezeu stă de vorbă cu primul copil, Cain, și îl întreabă în versetul 6, în faza de început a păcatului, în interiorul ființei lui, în gând. Pentru ce te-ai mâniat? Mânia-i păcat, nu? Și pentru ce ți s-a pus omorât fața? Dumnezeu îi dă un sfat. Cain nu primește, nu se pocăiește. Comite păcatul, menționat în versetul 8 și în versetul 9, Dumnezeu a zis lui Cain, interogându-l concret, unde este fratele tău Abel? Probabil că s-a ascuns de Adam și Eva cu ceea ce a făcut. Poate l-au întrebat și ei unde este Abel, dar de Adam și de Eva s-a putut ascunde, a putut nega. De altfel a vrut să o facă și înaintea lui Dumnezeu, numai că nu se poate. Iată ce a răspuns el, nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și Dumnezeu vine cu a doua întrebare în anchetă, ce ai făcut? Și nici nu mai lasă, nu mă așteaptă pe el să răspundă. Îi descoperă realitatea. Glasul fratelui tău strigă din pământ la mine. Și în continuare pronunță sentința. Cain a spus la un moment dat, e prea grea. Grea a fost și pentru Adam și Eva, grea a fost și pentru Cain, că Dumnezeu a vrut încă de la început să-i învețe pe oameni că păcatul e ceva grav și pedepsele pot să fie foarte mari. Nu întotdeauna le rostește Dumnezeu cu aceeași grabă și aceeași intensitate. Dar niciun păcat nu rămâne neanchetat și niciun dosar nesoluționat. Să parcurgem puțin istoria, oprindu-ne în 1 Samuel, capitolul 2. Vom citi versetul
29, o întrebare pe care Dumnezeu o pune marului preot Eli. Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele care am poruncit să se facă în locașul meu? Și a doua întrebare, care evidențiază că Dumnezeu știa cum să întrebe. Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine, ca să vă îngrășați din cele din tiroade luate din toate darurile poporului meu Israel? Și continuă pronunțându-i sentința. A avut cum să se mai justifice Eli? Evident că nu. Mă duc mai departe și mă opresc în a doua Împărați, capitolul 5, la un alt episod, când, așa ca Adam, Gehazi a încercat să se ascundă, să treacă sub tăcere întâlnirea lui cu Naaman și darul care l-a primit, de fapt să-și ascundă păcatul lăcomiei și minciuna. 5:25, după aceea s-a dus și s-a înfățișat înaintea stăpânului său. Elisei a zis, de unde vii, Gehazi? El a răspuns, robul tău nu s-a dus nicăieri. Oare nu s-a gândit că Elisei are putere prin Duhul, prin darul profetic să descoperă? Iată tendința umană de a ascunde păcatul, sau cel puțin de a-l minimaliza, cum vom vedea în alte situații. Însă Dumnezeu direct, prin profeți, poate să o facă și prin conștiința noastră, ne întreabă, ce ai făcut? Unde ai fost? Și trebuie să recunoaștem. Trec la o altă situație oarecum diferită, cartea profetului Isaia, capitolul 39. Ezechia, un om evlavios, căruia Domnul le-a dat sănătate, a prelungit viața, primește vizita lui Berodac Baladan și se deschide, oarecum cu mândrie, arătându-și toată averea, și urmează o anchetă prin prorocul Isaia care este trimis la el. Citim de la versetul 3. Ce au spus oamenii aceia și de unde au venit la tine? Și vreau să observați cum au derulat întrebările și răspunsurile. Eu zic că răspunsul a venit la mine într-o țară depărtată, din Babilon. Oricum se justifică. A fost o vizită protocolară. Isaia a mai zis, ce-au văzut în casa ta? Vă rog, rețineți, nu l-au întrebat ce le-ai dat să mănânce. Pus întrebarea care viza vinovăția. Eu zic că a răspuns, a fost sincer, nu a încercat să se ascundă precum Gehazi. Au văzut tot ce este în casa mea. Atunci Isaia a rostit din partea Domnului cuvântul. Pentru că orice păcat este anchetat și în urmă se rostește o sentință. Rămâne tot în Isaia, capitolul 50, unde Domnul se adresează întregii națiuni. Păcătoase, evident. Așa vorbește Domnul, unde este cartea de despărțire prin care am izgonit pe mama voastră? Sau care între cei ce m-au împrumutat v-am vândut? Vedeți? Din pricina fărădilor voastre ați fost vânduți și din pricina păcatelor voastre a fost izgonită mama voastră. Pentru ce nu era nimeni când am venit? Pentru ce n-a răspuns nimeni când am strigat? Și în continuare, se justifică Dumnezeu de ce a procedat așa cu ei, lovindu-i. Ezechiel, capitolul 20, versetul 29. Acel păcat omniprezent, generație după generație, înălțimile, distracții gen popoare cananite. Înălțimile erau filmele și sporturile și tot ceea ce este acum și place lumii raportat la vremea aceea. Eu i-am întrebat, ce sunt aceste înălțimi la care vă duceți? Cu alte cuvinte,
De ce vă atrag? Și Dumnezeu impută generație după generație, dreptul unor împărați. A făcut ce este plăcut înaintea Domnului, totuși înălțimile. Adică Dumnezeu nu socotește vinovat pe cel nevinovat, dar nici nevinovat pe cel vinovat. Ceea ce greșiseră era notat. Trecem și în Noul Testament, capitolul 9 din Evanghelia după Marcu, versetul 33. Să observăm ceva mai sensibil, poate ceea ce noi am trece cu vederea. Dar întrebările e bine să ne răsune și atunci când nu le auzim în mod concret. Apoi au venit la Capernaum. Când era în casă, Iisus i-a întrebat, despre ce vorbeați unul cu altul pe drum? Dar ei tăceau, pentru că pe drum se certaseră între ei care să știe cine este cel mai mare. Cu siguranță, dacă ar fi vorbit pe drum ce frumos sunt pomii, poate înfloriți, sau roadele din toamna aceea, i-ar fi lăsat Domnul în pace, ar fi fost o întrebare și o discuție legitimă, naturală. Dar cred că Domnul a întrebat fiindcă problema nu era rezolvată, poate s-ar mai fi certat și a doua zi, continuând dezbaterile, cine să fie cel mai mare. Că de regulă, așa cum am spus din cazul lui Cain, Dumnezeu intervine foarte timpuriu și te întreabă, ce ai făcut ca să nu mai faci, să nu mai fie perpetuată starea de păcat? De aceea spuneam că este bine ca aceste întrebări să fie auzite din timp, ca nu cumva Dumnezeu se pronunțe cu promptitudine și severitate. Cum s-a întâmplat, știți, cazul din Fapte 5, când l-a întrebat Petru pe Anania și Safira, cu cât au vândut moșioara? Nu putea Domnul să-i pedepsească atunci când și-au pus ei de gând și s-au înțeles să mintă? Ba da, numai că Dumnezeu îi lasă uneori pe oameni să umplă paharul. S-a întâmplat cu ani în urmă undeva în județul Salaj, când într-o zi de duminică la slujbă Domnul a vorbit printr-un proroc, fiecare să se cerceteze și să stea în sfințenie înaintea Domnului, că urma să treacă Domnul prin cetate și să nu fie atinși, să nu fie loviți. Și s-au angajat, cel puțin într-o zi de post. Duminica următoare, dimineața, nu s-au putut duce la adunare, ieșise someșul. Toți pe dealuri, fiecare uitându-se cu înfrigurare, dacă nu cumva viitura îi va lua casa sau alte anexe. Și discutau doi frați. Întreabă unul, ai crezut descoperirea? Celălalt, am crezut. Ai postit cum ni s-a recomandat? Am postit. Dacă ar fi zis că nu postește și a crezut, ar fi semnat că n-a crezut, nu? Și când a zis vorba asta, am postit, un copac cu rădăcină, cu tot cum era adus de viitură, i-a mutat casa de la loc, spărgându-o și ducându-i apa. Știți care au fost următoarele vorbe care le-a spus bietul păcătos? N-am crezut și n-am postit, minții. L-a lăsat Dumnezeu până să spună vorba asta. Poate dacă măcar în momentul acela s-ar fi recunoscut, îngerul apelor ar fi dat o traiectorie alăturată acelui copac și ar fi putut să scape. Că și Dumnezeu l-a îngăduit pe Nebucadnețar până în momentul în care a rostit o vorbă. Asta-i Babilonul meu. Chiar în clipa aceea, spune Scriptura, s-a pogojit un străjer sfânt și i-a spus cel puțin pentru o vreme, nu-i mai al tău și vorbim apoi să vedem dacă ți-l dau iarăși. Da, Dumnezeu anchetează astfel de situații și noi este bine să știm cu cine stăm de vorbă, cu cine avem a face. Și în ultimul rând, legat de întrebări, vreau să prezint că există un gen, o categorie de întrebări care vor să sune ce bine sau ce pedepse v-ar ajuta să vă întoarceți la Domnul și să nu mai păcătuiți. Că Dumnezeu ne poate face fie bine, fie rău. Din gura Lui ies ambele variante. Dar ambele au scopul de a ne ajuta să nu mai păcătuim. Și Dumnezeu uneori ne întreabă, ce să fac ca să-ți schimbi atitudinea,
să schimbi modul de gândire și de viață. Pentru că Dumnezeu știa cum se vor comporta evreii, l-a pus pe Moise, profetul, să compună o cântare, așa numită cântarea lui Moise din Deuteronom 32, care în versurile ei avea istoricul profetic al stărilor lor de păcat, pedeapsă și pocăință. Mai târziu însă Dumnezeu, legat de aceasta, întreba prin profetul Isaia, citim din cartea sa, capitolul 5, versetul 4. Ce aș mai fi putut face vie mele și nu i-am făcut? Evident, în bine. Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Și acum va urma ceva în rău. Că zice aici, versetul 5, vă voi spune însă acum ce voi face vie mele, îi voi smulge gardul, ca să fie păscut de vite, îi voi surpa zidul, ca să fie călcat în picioare. Este ideea din capitolul 1, versetul 5. Ce pedepse noi să vă mai dea când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai rău, tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte? Pentru că fie binecuvântările, fie blestemurile au cel puțin în prima fază rolul de a ne conștientiza de păcat, de a-l abandona și de a se suspenda apoi pedeapsa definitivă, de a nu rămâne peste noi mânia lui Dumnezeu. Iată ce găsim scris și în cartea Amos, capitolul 4, unde sunt prezentate o serie de pedepse, toate urmărind refacerea spirituală a națiunii. Amos, capitolul 4, citim de la versetul 6. Și eu de partea mea v-am trimis foame în toate cetățile voastre și lipsă de pâine în toate locuințele voastre. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Ce urma? N-am vrut să vă dau nici ploaie când mai erau încă 3 luni până la secerat. Am dat ploaie peste o cetate, dar n-am dat ploaie peste o altă cetate. Într-un ogor a plouat, în altul care n-a plouat s-a uscat. 2-3 cetăți s-au dus la alta ca să bea apă și tot nu și-au potolit setea. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Și-a continuat cu seria pedepselor, așa cum era scris în blestemurile din Levitic. V-am lovit cu o rojină în greu. Și din nou se încheie versetul cu cuvintele, cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine. Versetul 10 prezintă alte pedeapse, dar finalul versetului evidențiază aceeași stare de nepocăință. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine. Versetul următor prezintă o pedeapsă mai drastică, dar se încheie tot cu aceleași cuvinte. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine. Și versetul următor, știți ce spune? Înseamnă că ne întâlnim la judecat. De aceea, îți voi face astfel, Israele, și fiindcă îți voi face astfel, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele. Dar asta ar putea să fie prea târziu pentru unii. Asta e învățătura și a Noului Testament, Evrei, capitolul 12. Dumnezeu ne pedepsește spre binele nostru pentru că nu am fost victorioși în lupta împotriva păcatului. Acum sper să nu vă fi speriat și să nu pățesc cu dumneavoastră cum i s-a întâmplat lui Pavel, cu dregătorul roman care atunci când i s-a vorbit despre judecată a zis mai bine continuăm altă dată. Nu, noi trebuie să rămânem la subiect și să continuăm tocmai cu ceea ce urmează, cu răspunsurile care trebuie să le dăm noi la aceste întrebări divine. Deci, nu scăpăm de astfel de întrebări. Ele sunt foarte la obiect, Dumnezeu este un procuror desăvârșit, dar Dumnezeu face și pe avocatul și încearcă să pledeze pentru noi, pentru ca în final să nu facă pe judecătorul și nu cumva să cădem sub o sânda eternă. Doamne, fie-ți milă de noi! Vreau să observăm câteva răspunsuri care pot fi date sau nu sunt date uneori. Cum trebuie să răspundă păcătoși atunci când sunt întrebați de Dumnezeu sau de semenii lor cu referire la un păcat? Fiind vorba de noi, vreau să observăm că noi credincioșii avem răspunsuri conștiente. Noi cunoaștem ceea ce este scris.
Însă uneori ne recunoaștem, alteori nu ne recunoaștem. Deși noi ar trebui să fim sinceri, conștiința și cunoștința noastră, cunoașterea adevărului, ar trebui să semneze împreună declarația. Să fim sinceri. Situație în care am făcut primul pas bun. Recunoașterea lucrurilor rele este primul pas în direcția cea bună. Este o mare greșeală să ne ascundem, să nu ne mărturisim, să nu ne socotim vinovați, să continuăm să păcătuim. Da, noi putem să ne ascundem. În vremea asta sunt puține situații în care un proroc se ridică să-i descopere cuiva păcatul. Mai sunt, dar sunt puține. Sunt sisteme datorită tehnologiei actuale prin care oamenii pot fi depistați. Pe internet, de exemplu, nu există confidențialitate pură. Nu există secrete absolute. Pentru că totul poate fi descoperit. Sunt camere de luat vederi sau alte tehnici de înregistrare și te poți trezi că ce nu rezolvă prorocii, rezolvă tehnicienii. Dar tot mai sunt situații în care oamenii se pot ascunde, cel puțin în mintea noastră nu s-au inventat aparate ca să ne citească gândurile. Cu siguranță oamenii depun eforturi să-și îmbunătățească tehnologia și să ancheteze cu maximă siguranță oamenii, însă deodată suntem doar aici. Noi însă putem să ne anchetăm, să ne autocercetăm și să fim sinceri. Iată ce vă citesc din Ieremia, capitolul 8, unde Dumnezeu constată cu tristețe, să spunem, că oamenii nu își pun asemenea întrebări și nu vor să dea răspunsurile sincere. Ieremia, capitolul 8, versetul 6. Căci eu sunt cu luarea minte și aud că ei nu vorbesc cum ar trebui, niciunul nu se căiește de răutatea lui și nu zice ce am făcut. Deci să ne așteptăm doar să ne întrebe alții ce ai făcut, să ne întrebăm noi ce am făcut. Și toți își încep din nou alergarea ca un cal care se aruncă în luptă. Asta este ceva rău. Citește din plângerile lui Ieremia câteva versete. Capitolul 1, versetul 18. Au ajuns evreii să recunoască ceea ce n-au vrut să recunoască. E aceeași generație despre care am citit din Ieremia 8 sau cei de aici. Domnul este drept că și m-am răzvătit împotriva poruncilor lui. Dar de ce n-au recunoscut la vreme? Capitolul 3, versetul 39. De ce se plângă omul cât trăiește? Fiecare se plângă mai bine de păcatele lui. Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul, să ne înălțăm și inimile cu mâinile spre Dumnezeu din cer, zicând, am păcătuit, am fost îndărătnici și nu ne-a iertat. Dar dacă nu vom fi sinceri, n-am rezolvat nimic. Dacă ne vom prezenta ca fariseul și vom trece în revistă înaintea lui Dumnezeu numai cele bune, s-ar putea să le pierdem și pe acelea, cum tot Domnul spune, va pierde și ceea ce îi se pare că are. Vameșul, în schimb, nu s-a lăsat întrebat de preoți. Singur. Și-a dat seama că e cineva care întreabă, un Dumnezeu care anchetează. Și-a început să se lovească pe sine, instinctiv, și să spună, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătos, timp în care cred că îi treceau prin minte toate păcatele care le-a comis. Cu durerea aferentă, cu zdrobirea sufletească pentru fiecare caz în parte. Aici întâlnim oamenii care nu vor să se pocăiască. Văd nevoia lor, sunt conștienți de ceea ce au păcătuit. Este ca și în cazul acela prezentat în Luca 20, când Domnul stă de vorbă cu mai mari vremi, ei întreabă de unde are putere pentru acele minuni, ca și cum asta era prioritar pentru ei.
Și Domnul nu doar că îi întreabă ca să le surprindă vinovăția, dar le pune o întrebare potrivită pentru ei. Citesc versetul 4. Botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? Știți de ce n-au răspuns că venea din cer? Că să-i întrebe, să nu-i întrebe apoi de ce nu s-au pocăit. Dar dacă n-ar fi avut păcate, ar fi putut să spună, da, venea de la Dumnezeu, dar pentru noi nu era cazul. Pentru că Dumnezeu le-ar fi descoperit imediat starea. Și i-a dus mintea, numai nu i-a dus inima. Știau despre ce e vorba, cum scrie și în alte situații, au priceput că lor li se adresează, dar nu erau gata să se pocăiască, să o recunoască. Să ne ajute Domnul să fim sinceri. Să nu fim ca acei oameni descriși în Ioan capitolul 8, care au dus o femeie cu acuzația adevărată de imoralitate. Da, păcatul ei era mare. Ea trebuia să stea cu bolovanul în brațe. Dar ei nu s-au grăbit să adune în traiesta lor petricelele care ar fi trebuit să le adune. Și știți, Domnul a așteptat puțin să vadă dacă își dau seama că uneori momentele de tăcere trebuie să ne ajute la pocăință. Și fiindcă a văzut că ei nu se recunosc, atunci le-a spus-o Domnul pe față, citind versetul 7. Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Apoi iar le-a dat timp. Nu știu exact dacă s-au îmbulzit spre ușă, dar scrie că au ieșit cu toți. Puteți să vă imagina singuri cum au făcut, eu nu știu, nu scrie. Dar, așa, din realitățile cotidiene, poate că s-a trezit unul, doi, poate și-au mai spus unul la altul, băi, dar ce, numai eu nu știu că am fost cu tine. Nu știu cum a fost. Doar în caz de pocăință autentică ar fi dat buzna spre ușă să iasă păcătoșii afară, măcar că pocăința autentică ar fi însemnat altceva, să stea acolo să-și ceară iertare. De aceea înclin să cred că nu s-au grăbit spre ușă. Și-au ieșit afară, cum scrie aici, unul câte unul, adică fiecare pentru sine și-a constatat păcatul. Dar tot n-au vrut să o recunoască, numai că n-au mai avut curaj. Domnul ar fi avut puterea să-i înfrunte și să le-o spună pe față. În al doilea rând, vreau să observăm că omul păcătos trebuie să recunoască faptul că păcatul nu are scuze, nu are o explicație logică, adică omul n-a fost motivat să păcătuiască. Nu. Adam și Eva n-au mâncat din fructul oprit de foame. Nu. După cum nici din pilda lui Nathan, referitoare la David, n-a rezultat că bogatul din lipsă nu i-a dat oaspetului mâncare. Nu, păcatul nu are logică. Omul nu poate să se justifice cu adevărat. Acuzații false sunt, învinovățiri reciproce adesea, dar nu sunt reale. Iată ce citim în Isaia 55, sub formă de întrebare, referitor la diferite stări vinovate în care oamenii se complac. Versetul 2. De ce cântăriți argint pentru lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii voastre pe ceva care nu satură? Și n-au oamenii răspuns. De ce? Un caz mai profund îl întâlnim în Evanghelia după Luca, capitolul 6, unde Domnul demască lipsa lor de logică, nesinceritatea lor. În cazul omului cu mâna uscată, Luca 6, de la 6 la 11, Domnul învăța în sinagogă, acolo era și acest bolnav, cărturarii și fariseii pândeau să vadă dacă are să-l vindece. Versetul 8, dar el le știa gândurile și a zis omului, stai la mijloc și apoi îi chestionează. Versetul 9, este îngăduit în ziua sabatului a face bine ori a face rău? Cu alte cuvinte, eu mi-am propus să fac bine, voi v-ați propus să faceți rău. Care din acestea două sunt permise? S-au blocat. Pentru că ei erau în stare să spună că e interzis să facă binele. Dar ei erau cu pietrele în buzunar, sau cel puțin asta era intenția, să facă rău.
Și spune Scriptura aici că Domnul în continuare l-a vindecat și în versetul 11 este scris: ei turbau de mânie și s-a sfătuit ce ar putea să facă lui Iisus. De ce nu i-au dat un răspuns? N-aveau cum să se justifice, nu aveau argumente. Haideți să luăm și cazul lui David, raportat la situația aceea cu numărătoarea. Citim din, dar și la primul caz, 2 Samuel 12, ca să încorporăm și păcatele mari și cele mici. Nici unele, nici altele n-au justificare. 2 Samuel 12 întreabă Domnul prin prorocul Natan, versetul 9, pentru ce dar ai disprețuit tu cuvântul Domnului? Porunca, să nu prea curvești. Făcând ce este rău înaintea lui. Pentru ce? Pentru altele îi spune, nu ți-a lăsat Dumnezeu să ai neveste? Nu ți-a dat destul? Putea să mă adaugi. Deci în cazul păcatelor grave, am spune noi, nu există justificare. Dar în cazul păcatelor mărunte, ne putem justifica. De ce am strigat la cineva? De ce l-am mințit și noi, că și el ne-a mințit? De ce l-am înșelat, că doar și el a fentat? De ce am dat replica, că doar el a rostit primul o vorbă nepotrivită? Cartea 1 a Cronicilor, capitolul 20, și unul îl prezintă pe David în cazul dorinței lui de a efectua numărătoarea. Îl cheamă pe Ioab la raport și în versetul 3 Ioab, care își permitea, erau de o viață împreună, erau și rudenii, a răspuns: Domnul să facă pe poporul lui de 100 de ori pe atât împărate, Domnul meu. Dar pentru ce cere Domnul meu lucrul acesta? Ce te-a apucat să faci numărătoare? Și revine cu a doua întrebare. Pentru ce să faci pe Israel să păcătuiască astfel? Adică îi zice Ioab, știi că asta e păcat. Ce motive ai? A avut David răspuns? Nu. Mai apoi a avut, și scrie în versetul 8, David a zis lui Dumnezeu, am săvârșit un mare păcat. A, spune noi că nu-i mare, de el și-a dat seama că e mare. Dar vreau să spun că în raport cu primul păcat nu a fost atât de grav, în sensul la ceea ce ni s-ar putea întâmpla nou, să faci o numărătoare sau să nu o faci. Doar n-a omorât pe nimeni. Evident, n-a călcat nicio poruncă din cele 10, nu? Făcând numărătoare. Pe când în celălalt caz călcase două, a și ucis, a și prea curvit. Dar iată ce zice David aici. Am lucrat în totul ca un nebun. Doamne, păzește-ne de nebunia păcatului. Iar dacă tot am fost înșelați de diavolul, haideți să o recunoaștem, că n-avem cu ce să ne scuzăm. De aceea nu-i decât o singură soluție, să ne pocăim. Vă mai aduc un alt argument din Roman, capitolul 2, ca să vedeți că păcatul nu are scuze. Niciun fel de păcat. Ba încă noi ne contrazicem singur, pentru că atunci când alții păcătuiesc, îi condamnăm și la alții nu găsim scuze. Numai la noi. Știți că și David, dacă a crezut că altul a păcătuit, a cerut pedeapsa capitală. Potrivit legii. Când a aflat că e vorba despre el, a cerut mila Domnului. Romani, capitolul 2, citim de la versetul 1. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judici pe altul, nu te poți dezvinovăți. Căci prin faptul că judici pe altul, te osândești singur. Versetul 3, și crezi tu, omule, care judești pe altul că tu faci altele sau tot pe acelea, dar le vezi numai la altul, tu vei scăpa? Iată cum conștiința noastră și acuzațiile reciproce pe care ne le rostim unul altuia dovedesc odată în plus că suntem vinovați și nu avem cu ce să ne scuzăm. Nu poate fi justificat păcatul. Și punând asta lângă faptul, amintit înainte că Dumnezeu nu-l trece cu vederea, ce avem de făcut? Să ne pocăim, amin? Și asta în timp optim. Pentru că la judecată va fi prea târziu și atunci toți oamenii vor trebui să răspundă la întrebarea ce ai făcut. Oamenii se vor mărturisi cu sinceritate ori astăzi și se vor pocăi, ori într-un mâine necunoscut,
tot cu maximă sinceritate. Pentru că totul va fi atunci gol și descoperit și oamenii vor trebui să recunoască. Amintiți-vă cazul lui Acan. A întrebat Dumnezeu prin Iosua dacă cineva a păcătuit. I-a descoperit aceasta. Și urma ca a doua zi, dacă nimeni nu se recunoaște în noaptea aceea, să fie descoperit. Oare a dormit Acan în noaptea aceea? Oare a avut mustrări de conștiință? Oare a vrut să facă pași în al căuta pe Iosua și a se mărturisi? Sau poate a fost frică? A doua zi, trage-l la sort. Vă rog să vă imaginați să se anunțe de la București. Cineva din România a furat obiecte de preț din tezaurul nu știu cărui muzeu. Și să se tragă la sorți. Vă rog, imaginați-vă așa o emisiune în direct. Să vezi cum se trage la sorți din cele 40 de județe și cade Aradul. Deja te furnică pe coloana vertebrală, nu? Da, poate mai sunt și alții, dar știu din Arad câți păcătoși mai sunt, sau în județi. Și vezi, a doua trage la sorți pe localități, orașul Arad, extraordinar. Da, mai sunt aici. Pe străzi, și vorba de strada ta. Nu știu cu ce înfrigurare a așteptat Acan aceste etape de trageri la sorți, dar sorțul a căzut pe el. Știți ce spune Iosua? Vă citesc din capitolul 7 al cărții Iosua, cuvinte care e bine să le auzim la vreme, să nu le auzim rostite prea târziu. Versetul 19. Fiule, spune-mi ce ai făcut, nu mi-ascunde nimic. De ce să nu spui ce ai făcut și să n-ascunzi nimic? Acum, câtă vreme te poți pocăi, nu? Să spui fără să ascunzi nimic atunci când urmează să fie pronunțată sentința și nu mai există nicio posibilitate de recurs, va fi un prea târziu. Spune Domnul pilda aceea cu unii care spun, Doamne, Doamne, atunci le voi spune curat. Matei 7, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Adică voi ați avut păcat și nu v-ați mărturisit. Mai au șansă de mântuire atunci? Doamne, Doamne, deschide-ne! Spun alte pilde din Evanghelie, rostite de Domnul. Nu vă cunosc. Ce har să-i recunoască acum Dumnezeu pe toți păcătoși. Cum spunea cineva, Dumnezeu nu poate sta lângă păcătos, dar nu se depărtează mai departe de distanța unui altar sau unei rugăciuni. Și când rugăciunea de pocăință ajunge la Dumnezeu, în clipa următoare e lângă tine sau tu ești lângă El. Slăvit să fie Domnul care e bun, numai noi să ne recunoaștem la vreme potrivită. Căci spune Pavel 1 Timotei 5,24, păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, se rezolvă. Și celelalte nu mai merg. Și cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse. Nu pot să rămână ascunse. Vreau să luăm în final două studii de caz, Saul și David. Saul arată nepocăința celui ce a greșit, deși greșelile lui nu au fost atât de mari. Ce a greșit? I-a spus Samuel să aștepte 7 zile, episod notat în 1 Samuel capitolul 13, a așteptat 7 zile, dar n-am așteptat câteva ore, sau poate câteva minute, nu știu exact, și zice Samuel, ai lucrat ca un nebun. Deja se descalificase ca împărat, dar a urmat a doua greșeală. Dumnezeu i-a spus să nimicească pe amaleciți, fapt care le-a scris și în legea lui Moise, rețineți, n-a fost numai o prorocie, a fost un cuvânt scris. Nu l-a respectat, deși a încercat să se justifice. Deschid Scriptura la 1 Samuel, capitolul 15. Dacă o aveți la îndemână, vreau să vă arat două imagini aici. 1 Samuel 15, coloana din stânga, versetul 13. Samuel s-a dus la Saul și Saul a zis, fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Minciună. Uitați-vă numai vis-a-vis, versetul 24. Atunci Saul a zis lui Samuel, am păcătuit, căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale, mă temeam de popor și am ascultat glasul.
Deci mai întâi nu s-a mărturisit, apoi când s-a mărturisit a încercat să se scuze, să dea vină pe alții. Și nu s-a pocăit. De aceea îi zice în continuare lui Samuel, acum cinstește-mă, ce cinste, frate? Și în capitolul următor își pierde împărăția, își pierde Duhul care îl primise de la Domnul și a fost muncit de un duh rău. Nu s-a pocăit. David, în schimb, am putea spune că a comis păcate mai mari decât Saul. Dar în cazul lui, observăm o pocăință profundă, deschisă, suportarea pedepsei și scapă. Și cu siguranță, nu numai că David va fi în cer, dar va fi pe o poziție specială. Pentru că Dumnezeu iartă și uită. Și problema se poate rezolva. David s-a mărturisit, psalmul 32, psalmul 38 arată suportarea pedepsei în trup, psalmul 51, un psalm deosebit. Citiți numai psalmul 51 și vedeți ce trebuie să facă un păcătos ca să fie iertat. Și numai psalmul 51 te descurcă, te scoate din orice situație. E psalmul care îl evidențiază pe David, care a știut cum să se pocăiască. Cândva poate că o să avem un cuvânt din psalmul 51. M-au uimit câte puncte pot fi evidențiate acolo, în pocăința lui David. Amintiți-vă episoadele trecute în Vechiul Testament, din 2 Samuel, de la capitolul 11 până la 20, toate țin de suportarea pedepsei, de efectele păcatului și în toate David suportă. Știți, se refugiază din Ierusalim, el, regele, pleacă de sculți, plângând, părăsește capitala. Încearcă preoții să vină după el, oarecum să mute capitala și să își mențină poziția de rege. Și le spune, întoarceți-vă înapoi, dacă mă iartă Dumnezeu, m-aș da să mă întorc. Nu pretind asta. Da, ceea ce a spus în psalm, evidențiat în realitățile de acolo prezentate. Și Dumnezeu s-a îndurat de el. Și spune Scriptura că a avut o bătrânețe fericită, excluzând, să spunem, momentele de boală. A văzut pe Samuel pe tron, a văzut poporul cu inima bună pentru Domnul, pregătirile pentru templu, că Dumnezeu iartă, nu ține mânia pe vecie. Iată de ce Dumnezeu întreabă pe păcătoși, fiindcă vrea să-i absolve de toate păcatele, mărit să fie Domnul. Așadar, nu uitați, spunem aceasta în încheiere, dialogul cu păcătoși are ca scop pocăința și eliberarea lor de vinovăție. Acesta e modelul lui Dumnezeu, modelul Domnului Iisus, foarte evident prezentat în Evanghelie. Luca 5 cu 31 și 32, nu cei bolnavi au trebuință de doctor, nu cei sănătoși, ci cei bolnavi. Și spune versetul următor că n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți și pe cei păcătoși. Deci ce este întrebarea, ce ai făcut? O chemare la pocăință, din partea unuia care poate să ierte cu adevărat. Evanghelia după Luca prezintă cu predilecție astfel de scene de iertare. Să ne oprim în capitolul 7. Știți cazul acelei femei care plângea? Știți atitudinea și condamnarea apoi pe care Domnul o rostește pentru Simon, cel care cu păcate puține nu putea să se pocăiască, cu 50 de lei datorie n-avea de să-i plătească. Și cea cu 500 a fost iertată mai întâi. Și vă rog să observați finalul, versetul 47, Domnul vorbea cu Simon. De aceea spun, păcatele ei care sunt multe, dar de unde știu cât multe? Fiindcă toate se notează, cum am discutat. Sunt iertate. Dintr-o dată așa s-a curățit totul. Căci a iubit mult. Versetul 48. Apoi a zis femeii, a declarat de două ori, a doua ori uitându-se la ea, iertate sunt păcatele. Și ca să parafeze acest act binecuvântat, a zis, scrie în versetul 50, du-te în pace. Ce har! Păcate multe și să rămâi cu pace, da. Pentru că Domnul de aceea se ocupă de noi ca să ne rezolve problema păcatelor. De aceea a întrebat Domnul pe femeia de la fântână, unde ți-e bărbatul, fiindcă aici erau stârlii de păcat și a vrut să o ajute. Și în ultimul rând vreau să observați că
refuzul unui răspuns sincer pentru păcate, nepocăința pecetluiește condamnarea unui om. Refuzul despre care citesc din Romani capitolul 2 de la versetul 4. Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduințe și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască. Ce înseamnă? Nu recunoști. În primul rând. Apoi nu ești gata să te schimbi, să suporți pedeapsa. Îți adună o comoară de mânie pentru ziua mânerii și arătării drepte judecăța lui Dumnezeu care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Așadar, să știm pentru noi când mai păcătuim, deși ar trebui să nu mai păcătuim, dar dacă cineva a păcătuit, zicea Ioan, să știm ce avem de făcut și să spunem și la alții, pentru că Domnul a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Slăvit să fie Domnul. Amin.